Cabanele din stațiunea Rânca sunt ocupate în proporție de 95%, cu toate că mai este o lună până la sărbătorile de iarnă. Deși nu a dat niciun fulg de zăpadă, mii de locuri au fost deja rezervate. Pentru că sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, oameni din întreaga țară și-au ales din timp un loc de cazare în zona montană Rânca, pentru a fi sigur că nu vor rata câteva zile de distracție la înălțime. Deci pentru sărbătorile de iarnă, mai precis de Crăciun, rezervările sunt întoi. Nu avem deocamdată ca media a Râncii și noi la fel, în jur de 10-15%. În schimb de Revelion, aproape 95% este gradul de ocupare în toată Rânca. Turiștii au fost atrași cu oferte postate pe internet. La baza pârtii așteptăm cu discotecă și club, în colaborare cu o firmă din Craiova, cu DJ și așa mai departe, tot ce cuprinde, cu un nou restaurant de 3 stele, și încă un nou etaj din clădirea mai impunătoare care se află la baza pârtii. Deși de Crăciun oamenii obișnuiesc să stea acasă cu rudele, în acest an cei mai mulți au ales să meargă la munte. Și pentru Crăciun nu mai aveți niciun loc? Nu, nu, pentru Crăciun nu. Prețurile pentru 4 nopți de cazare sunt cuprinse între 1000 și 2000 de lei pe cameră.